Președintele Maia Sandu trebuie să se asigure că propunerea sa pentru funcția de premier va obține votul din partea Parlamentului. De această părere este expertul în drept constituțional Teo Cârnaț, exprimată după ce șeful statului l-a înaintat pe Igor Grosu la fotoliul de prim-ministru. De cealaltă parte, analistul Vitalie Catană susține că Maia Sandu continuă să încalce Constituția și hotărârea magistraților în altei curți, urmărindu-și scopul declarat de a declanșa alegeri parlamentare anticipate. Potrivit constituționalistului Teo Cârnaț, președintele Maia Sandu era în drept să propună un nou candidat la funcția de premier, iar șansele lui Igor Grosu de a ajunge în fruntea guvernului sunt de 50%. Doamna Durleșteanu s-a retras din cursa de candidat la funcția de prim-ministru a guvernului. Dacă este așa, atunci o nouă majoritate nu a fost reiterată. Președintele Republicii Moldova era în drept să consulte fracțiunile parlamentare și dacă nu există o astfel de majoritate, să-și înainteze propriul candidat la funcția de prim-ministru a guvernului. Dar, doamna președinte, trebuie să aibă certitudinea că Igor Grosu va obține votul de încredere din partea Parlamentului. Dar dacă se înaintează un candidat care din start se va ști că nu va obține acest vot de încredere, din partea președintelui este o rea credință în investirea Guvernului Republicii Moldova. De cealaltă parte, Vitalie Catană este de părere că președintele a încălcat Constituția. Maia Sandu a ignorat prescripțiile stabilite în hotărârea Curții Constituționale, care a stipulat clar că în situația în care există o majoritate formalizată, dânsa trebuie să accepte candidatura propusă de această majoritate formalizată. Iar asta trebuie să se întâmple după consultarea fracțiunilor parlamentare. Igor Grosu este pedagog de profesie, este deputat al fracțiunii PAS și președintele interimar al partidului.